camerele alea două ori să se... oprească. Ai Instagram, Iova? Da. Degetul mic. Să facă 25. Tu îți mai pe Ionuț Iova, dar nu-l folosesc de vreo 3 ani. Bă, dar șterge noi. Cum? A, și te uiți acolo. Da, e acolo. Păi dacă are, are doar merg de 10 minute. Mic. Și se oprească. Asta ăla mi-apare pe telefon. Ce l-a albit. Bun. Ne-am adunat azi aici. Să comemorăm. Bună ziua și bine v-am găsit. În această zi minunată o să vorbim despre șoapte timbrate. Stai, ai, ai răbdare să-și facă story, Răzvan? Da, imediat. Am făcut story-ul. Deci vreți să intru live? Da, poți. Da, poți să intri live. Da. Vreți să pun telefonul, nu știu, undeva. Da, ți-l pune. A, ți-l-o? Primii șoapte de salti podcast. Mă numesc Răzvan Ciocoi, sunt actor de 8 ani de zile. Am început să... Mulțumesc la fel. Tu de cât timp ești eu, Iova? De cât timp ești eu, Iova? Ești prea bătrân. Eu s-o sunt... Da, am întârziat. Mulțumesc. Din cauza asta am întârziat. Sunt și, sunt și cântăreț. Și... Deci hai, bagă. Trebuie să punem, trebuie să punem în descriere, în descrierea podcastului ăștia cei trei. Ia uitați. Videoclipul, nu? Ai făcut un cover? Da, da, am făcut și un cover. Na, perfect. O să fie în descriere. În stilul în șoaptă. Fără scenele fierbinți, nu? Fără, fără. Fără. E filmat tot timpul de aici în sus, deci de aici în jos ce-o făcut, nu știm. S-ar putea să fie fierbinte. Deci nu știu ce. Mie oricum mie îmi place să-mi intru un rol. Adică și când mie când să mă filmeze cineva pe mine, nu mă filmează nimeni. Ba, uite, n-ai cum, n-ai cum. Uite acolo. Uite camera. Unde? Uite aici. Asta. Da, da, asta da. Păi da, dar eu nu mă văd, că m-a spus în tot. Hai să vedem. Da, deci eu mereu când joc un rol, încerc să-mi intru un rol și la scenele de așa. De sex, sunt așa, de sex. Chiar am încercat să, să o iubesc pe... pe... pe, pe s-o sau să, că ai făcut cu amândouă? Păi să o... Ți-a plăcut să o, o... Oricum, da, săle, săle, corect, săle, acum... săle iubesc. Da. Mie oricum îmi place, îmi place. Adică iubesc, ai simțit-o până în măduva... Iova. Da. Să-ți fie de bine, da. Mulțumesc. Ionuț Iova, tot actor, Moș Crăciun ocazional. Prin sărbătorile, dragilor. Deci, dragii moșului, să știți că facem și în șoapte, dar facem și pe vorbe frumoase, da. Vă pupă moșul, bun. Am încercat și eu să le iubesc și le-am simțit din tot adâncul. De asta nu sunt aici. Le-am iubit prea mult. Tot adâncul. Aici vedem una dintre cele mai frumoase scene din film, în care am simțit toți dracii cum trec prin noi. Și mai e una, cred. Mai e. Știi că, știi aici, că aici, poți să dai scuta, și zoom. Ciucai. Da, deci prima secvență foarte drăguță prin care am simțit cum intră demonii în noi. Așa la prima vedere pare un film horror. Sau cu extraterestri. Am început filmul printr-un cimitir în care făceam de vați ascunsele printre cruci și călcam pe toate mormintele și au, într-un final am intrat. Hai să vezi ce-o iei acum. Da, eram așa pe vârfuri, adică totul era foarte controlat. După care, într-o sinagogă, am intrat să... Nu era sinagogă! Vezi că ne taie evreii. Dar ce era?
cred că o fostă biserică. O fostă biserică, dar nu mai. O fostă biserică. Da. Și ca să continui povestea, într-o fostă biserică ne-am pus-o pe altar. Și așa începe filmul. Bă, da, a fost foarte mișto acolo, pentru că cel puțin pentru mine simțeai așa cum te apucă toți demonii și intră. Îți dădea o stare foarte mișto până la urmă, știi? Ciocoi, cred că urmează o scenă specială pentru tine. Ia. Ia să vedem. Deci, specială e foarte specială pentru mine. Auzi, erau hainele foastre sau erau fuzită? Erau, ia, asta, uite acolo. Bă! Ciocoi, cum ai văzut această scenă? Tu cum ai fi făcut dacă erai în locul lui? La fel. La fel. La fel. Da, mi-e dor, să joc într-un film de genul. și să rupă toate hainele de pe ea. Acum, sincer, nu mai știu cum a fost cu hainele. Era recuzită sau vi le-ați adus voi de acasă? De acasă. Acum pe bune, la parte. Bine, unele au fost de la voi, recuzite, dar... și de acasă și... Sutienul cred că era al ei. Deci nu era tău. Era ciudat. Da. Nu cred că am rupt hainele sponsorilor. Nu, am avut și haine. Da. De la sponsor. Da, bine, așa. S-au rupt și haine de la sponsor. S-au călcat în picioare, da? E să mai întâmplă. Păi face parte din film, adică da, sunt niște consumabile, niște materiale care le folosim și le mai și rupem, le mai și smulgem cu dinții. Și zici că ai fi procedat la fel, ai fi rupt cu toată forța ta. Hai, da, deci ți-ai intrat foarte bine în rol. Mulțumesc, mulțumesc. Chiar ți se potrivește, adică, nu știu, am simțit, știi, chiar am simțit că sunteți un cuplu, o pereche. Sunteți o ceva a funcționat. Asta sigur e dedicație specială pentru Ciocoi. Sper că nu ți-a băgat Maria în cap vreo prostie. Știi bine că are obiceiul. Nu vorbi așa despre Maria, e o fată de treabă. Bine, nu vorbesc. Așa-i gândit. Chiar mi era foame atunci. Era un început o relație. Nu puteam sta unul fără celălalt. Până să te întâlnesc pe tine, asta mi se părea o prostie. Și după cât timp ne-am mutat noi împreună... Auzi. Bă, dar clătitele alea ce-i răscut? Profi. Vezi că nu-i mega image. Mega image. Da, altă reclamă. Da, altă reclamă. Și era cu Nutella. Mă, dar ziceai că ți era foame, dar te-am văzut în această secvență că de-abia mușcai așa cu dințișorii. A, păi să pot și să vorbesc. Ciocoi, ziceai că ai 8 ani experiență. Ce de e, acum... Gândiți-vă că au fost multe duble și gândiți-vă de câte ori că mi-aduc aminte că de fiecare dată ai mușcat și după aia au trebuit să iei altă clătită. Da, altă clătită, da. Fuck me. Deci, și ai mâncat atâtea clătite singur. Da. Acum... Și sincer, nu au fost sponsorizare de la Mega, au trebuit să le cumpărăm. Da. Patricia e de o vârstă cu mine și actriță. Am terminat liceul împreună, am terminat și facultatea. E actriță foarte bună, e o prietenă foarte bună și cu mine și cu Iova. E foarte talentată. E foarte talentată, mă bucur că am lucrat cu ea. Ne-am înțeles foarte bine. Mă bucur că am jucat cu cineva pe care cunosc, pentru că e altă chimie. Și pot să zic doar de bine de Patricia. Drept urmare, Patricia
Desigur că ne putem da cu părerea dacă ne place sau nu ne place, dacă acceptăm story-ul, dacă ni se pare un subiect tabu sau nu, dacă am fi preferat alți actori, dacă și dacă și dacă și dacă. Dar cred că Timișoara nu este în acel punct. Cred că Timișoara este în punctul de a fi, de a trebui să fie susținută, pentru că, din păcate, noi nu avem o industrie. Și, de fapt, România nu are o industrie a filmului și atunci Timișoara cu atât mai puțin, asta vă spun sigur, și că ar trebui susținut acest film din toate punctele de vedere, pentru că am investit cu toții timp și chiar și bani și oamenii și-au oferit casele lor să filmăm și s-au făcut o grămadă de sacrificii. Dar nu despre asta este vorba, nu o să plâng de milă nimănui, nici mie, nici absolut nimănui, dar asta voiam să spun, că deși poate nu-ți plac actorii sau poate nu-ți place genul de film care este romanț și dramă și lucruri de genul ăsta, dar cred cu tărie că acest film trebuie susținut, pentru că a fost făcut din suflet și a fost făcut pentru Timișoara și să încercăm să facem și noi lucruri. Abia aștept momentul când actori din București vor veni să dea casting în Timișoara pentru un film. M-a suturat să mă duc eu la castinguri în București. Doar la asta gândiți-vă și măcar din punctul ăsta de vedere ar trebui susținut. Vin și cu o promisiune. Înainte de asta vreau să spun să nu dăm cu hate. Atâta tot, să nu dăm cu hate. La cât sunt de agitată, pare că eu dau cu hate acum, dar nu. Vreau să fim umani unii cu ceilalți. Atâta tot. Voiam să fac o promisiune foarte emoționată. Când o să fiu actriță mare, și o să fiu actriță mare, o să vedeți, o să... vreau să lucrez tot cu băieții de la Timișoara Film Society. O să mă întorc la voi și o să facem lucruri foarte mișto împreună. Promit. Promit. Vreau să le mulțumesc enorm pentru șansa asta pe care mi-au oferit-o, că am jucat în filmul lor. Sper la mai multe, nu doar din partea lor, din partea tuturor. Poate este primul și ultimul meu film, naiba știe, dar nu mă deranjează, este perfect exact așa cum este. Din nou, mă bucur foarte mult. Mamă, mi-au zis să fac 30 de secunde, un minut, 3 minute jumate. Bine. Să vorbim un pic despre casting. Pentru film de casting, ce vă mai amintiți? Țin minte că au fost cam 1000 de persoane din toată țara. Ok, eu cred că tu ai fost a doua zi. Dar doar cei mai talentați au luat castingul. Felicitări, Ciocoi. Mulțumesc la fel. Iova. A fost o acțiune foarte mișto, adică a fost două zile de casting. Au fost multe tipologii de oameni, fete, băieți, mustăcioși, frumoși, grași, subțirei, inteligenți, mai puțin. Dar până la urmă a fost o chestie mișto, pentru că ai avut ocazia să ai primit o partitură de câteva pagini din scenariu și na, pentru un scurt moment de improvizație trebuia să faci cumva să te adaptezi fără să cunoști întregul proces. Din spatele poveștii, care eu personal când am dat castingul credeam că rolul lui Dragoș e mult mai subtil așa. Am avut ocazia la filmări și după ce am reușit să intru în proiect să-mi dau seama că e cu totul altceva față de ce mi-am imaginat la casting. Era un libidinos. Da, credeam că na. Bă, dar l-ai zis ca bine, da. Mulțumesc. Nu vrei să zici că nu? Sta bine libidinos. E ok. Sta bine.
Da. Da, am avut emoții. Am avut emoții la, la casting. Doream foarte mult să, să intru în proiect. Am dat, mă gândeam la Dragoș, mi-a plăcut rolul lui Dragoș mai mult, dar... Foarte mișto că eu eram exact pe ideea de, băi, urmăream tot timpul rolul lui Robert, de fapt, știi? Și după aia și eram... Mă, deci până la urmă ne-a reușit, micul, știi? Da, da, uite că ne-a reușit, da. Și mă bucur foarte mult că am fost în, în proiect. Un proiect foarte reușit. M-aș fi bucurat să, să fie și în cinema. Din păcate, știm cu toții situația actuală. Păi, din da, păcate, cu... mai vedem. Da. Să lăsăm o portiță liberă, nu? Da. Și mă bucur foarte mult. Am lucrat cu o echipă minunată. O, mulțumim. O echipă minunată, foarte dedicată în tot ceea ce face. Vreau să le și mulțumesc prin... vreau să le, să le mulțumesc prin această ocazie și la cât mai multe proiecte frumoase. Pentru că... Doamne ajută, bravo, good job, guys. Da. Să ne revedem. Good job. Fiecare din echipă la, la, la ce dorințe are, știi? Hai să vedem o nouă scenă incitantă. Ciocoi, te-ai făcut muci. o scenă foarte reușită. Cea de la gala. Mm-hmm. Foarte reușită. Foarte grea, de altfel, de organizat. Păi de ce? A, de organizat. Da, pentru ei, de organizat. Da. Dar noi ne-am distrat. Adică noi chiar ne-am distrat. Am fost acolo și, cum să zic, nu a fost un rol sau... Chiar am fost noi, cred, și ne-am distrat, ne-am simțit bine. Am înțeles că și alcoolul nu a fost de refuzită, chiar era alcool. Da, chiar era. Păi da, puteai să-ți intri în personaj foarte ușor și mai ales eu aveam situația, scena respectivă în care trebuia să urmăresc pe Bianca și de la câteva pahare chiar am început să mă uit mai foarte insistent după formele ei. Era cu mine acolo. Dar atâta din cât suntem pe platoul de filmare sau pe scenă, e ok. Cri, cri, cri. Ciocoi. Bine, el nu e chiar căsătorit ca să... A fost. Da. Mai da. Ești? Nu, nu, nu. Dar mereu va exista problema asta la actori. Și nu doar, la artiști în general. Pentru că noi actorii, artiștii, suntem mereu înconjurați de oameni, de public, de fani, să le zic așa. Mereu vor fi tipe care îți vor face avansuri. Asta nu înseamnă că tu le accepti. Sau... Dar mereu vor exista și pentru o actriță și pentru un actor. Și e destul de complicat, da, în meseria asta, mai ales dacă joci în filme de genul, da, cu multe scene fierbinți. Cu multe scene fierbinți, na, apare gelozia, mai ales dacă ești căsătorit, dacă na, ești într-o relație. E foarte greu de înțeles, dar... Mai eu nu sunt de aceeași părere. Pentru că până la urmă, na, tu zici că apare gelozia. De ce să apare gelozia? Apare gelozia dacă nu e o chestie foarte clară la tine în familie, la tine acasă. Adică atâta timp cât se înțelege foarte clar că face parte din meseria ta, adică nu văd de ce ar apărea gelozia. Știi?
Apare pentru că nu sunt multe persoane, nu sunt multe femei sau bărbați care sunt așa, să zic, de dezvoltați intelectual, încât să înțeleagă ce înseamnă cu adevărat iubirea și ce înseamnă cu adevărat emoțional. Da, emoțional, exact. Până la urmă, cred că e o chestie personalizată, până la urmă ține de fiecare cuplu în parte care e pus în situația asta. Și ce au răspuns și de la Haliute? Cred că e o... Păi nu. Întotdeauna e personajul, nu? Cred că e o combinație între personaj și tu. Păi până la urmă e... Ok, e actorul din spatele personajului, nu? E eul tău din spatele a ceea ce se întâmplă. Dar nu, e clar, ești pus în situație, e personajul. Da. Da, pentru că s-ar putea să te lovești. Pentru că dacă nu e personajul, atunci da, se transmite mai departe și acasă. Știi? Când e o chestie care treci dincolo de personaj, vii tu cu al tău mai mult, atunci înseamnă că îți place și după platou de filmare chestia asta. Și preferi și cauți să faci, să săruți sau alte relații. Și atunci se duce acasă și da, apar toate cele. Dar pentru asta nici nu trebuie să fii actor, că poți să fii regizor sau poți să fii pur și simplu, nu știu, să lucrezi la bancă și să-ți placă de cineva și să fie ceva și să se transmită acasă. Nu trebuie să fii actor, adică e ca și cum eu, de exemplu, nu simt nimic pentru Alice. Bă, nu așa nimic, dar pe și să zicem că acum ne sărutăm, dar și nu sunt actor, ne sărutăm și efectiv nu simți nimic. E doar, nu știu, doar îi atingi buzele. Dar poți să simți ceva cu adevărat, să nu fiu actor și efectiv să fie ceva. Și la fel și actori, la actori, adică se poate întâmpla pe platou de filmare chiar să te îndrăgostești, adică să... S-a întâmplat. Da, se întâmplă și chiar să simți și să ai o relație acasă și efectiv să te îndrăgostești și să meargă mai departe. Înseamnă că filmul acela a fost foarte bun, nu? Personajul și-a intrat foarte bine în rol și a funcționat scena. Da. Contează ce se întâmplă după aia, după ce s-a terminat ziua de filmare, exact, știi? Da, dar e vorba normal, până la urmă tu, ca și actor, vii cu emoția ta ca să transmiți personajului ce trebuie, trebuie să pui carne, să pui emoții, să pui suflet. E normal că în momentul filmării, în momentul în care ai o scenă de jucat, trebuie să te implici total, să pui suflet. Eu, în momentul în care filmam, eu chiar eram acel personaj care încercam să transmit toate emoțiile, toată dragostea și tot ce aveam de făcut. Acum, bineînțeles, dacă nu o faci real, e cam greu de jucat. Că se vede. Se vede tot. Bam, bam. Voi ce părere aveți despre determinarea intrinsecă a pseudo-antagoniilor metamorfozate? Sincer, întreba băiatul. Sincer, Ciocoi, este live-ul tău, cred că ar trebui să le răspunzi, că eu, pentru mine e chineză. Și pentru mine. Da. Să mergem mai departe. Bun. Doamnelor și domnilor, scena următoare este scena lui Ciocoi, una foarte fierbinte. Ciocoi, o întrebare. Cu care parteneră ți-a plăcut mai mult? Stai că acum deja întrebarea ta, ne băgăm exact în chestia aia care am discutat-o mai devreme. Lui Răzvan cu Ție Răzvan. Ție ca actor. Mie. Ție ca actor. Mie ca și actor. Nu personaj. Păi Ciocoi, direct. Măi, nu pot să zic că am avut o preferată. Nu. Am două dată. Nu, hai să vă zic cum am
văzut eu toate scenele astea și cum, cum am implicat eu. Eu văd scenele astea de, de sex ca și o coreografie, ca și o, cum să zic, e mai mult charm, mai mult dincolo de, de replici și așa mai departe. Stai că mă bagi în geață, cum adică nu trebuie să simți? Da, eu cred că e mai mult, chiar e cum să zic, joci. Adică în scenele de sex chiar cred că joci și o coreografie, cum să zic, de charm, adică chiar să te pricepi, să ai talent. Ați văzut și voi. Da, e regizat. Adică stăm blocați, mai punem mâna acolo, acum schimbă-te, hai să o luăm de la capăt. Dacă chiar aș fi, să zic că aș fi jucat cu partenera mea, să zicem că aș fi jucat cu partenera mea sau chiar aș fi fost cineva de care îmi place și sunt îndrăgostit și ea la fel, simțeam, cred că ar fi fost diferit, ar fi fost totul de la sine cumva, adică altă energie ar fi fost între noi. Dar energia dintre mine și Patricia sau energia dintre mine și Oana a fost de ca un dans, a fost ca o chestie regizată și ca... Păi, da, cumva... Erai la job. Păi da, dar până la urmă spui că dacă ai fi fost cu partenera ta ar fi fost un pic mai altfel, cu mai multă pasiune, energie. Păi și atunci unde e actorul? Dar în același timp studiezi personajele și până la urmă tu în momentul scenei trebuie să fii ca și cum ai fi cu partenerul tău. Da, dar uite și la filmele din mari, realitate, adică să se simtă pasiunea aia. Că altfel, și la filmele mari de la Hollywood și așa, fiecare are un regizor pentru un coreograf, un regizor, un coreograf pentru scenele astea. Scena e gândită, bineînțeles că nu e totul o întâmplare. Și uite, nu cred că ai cum drumul să către personaj. Până la urmă pleci de la tine și ajungi undeva. Dar tu trebuie să vii cu tot bagajul tău. Că altfel de unde? Adică altfel mi se pare că e prea tăiat, prea... Trebuie să fie chimie, trebuie să vii cu energie, cu emoție, cu sentiment. Fii normal pachet. Că de asta ești actor și adică înveți și ai... This is your job, vii cu energie și cu sentiment. Adică nu zici te iubesc. Îl zici cu sentiment. O iubești cu adevărat. În scenele de sex pui pasiune, pui... Dar nu cred că se compară ca și cum chiar ar fi. Plus că coreograful spune cum vrea să vadă scena de sex. Aș face altcumva și el zice nu, el o vede așa. Pune-o pe perete. Acum de pe perete du-o așa sau stați așa. Sau el are în mintea lui. Dar până la urmă care e diferența între teatru și film? Adică actorul de film este în acea secundă, în acele 3, 5 secunde, 10 sau cât filmezi, tu trebuie să fii la potențial maxim din acel moment. În care să te implici 100%. Păi, ești care, da, ești la potențial acțiune, maxim cât... Păi tu trebuie să sar pe ea dacă ai de făcut, nu? Păi ești corect, ești la potențial maxim. Adică cât îți permiți tu ca și actor, potențial maxim atât. Trebuie să fii, ok, trebuie să fii implicat, să te dedici 100%, dar în același timp eul din tine rămâne clar. De copaci știe că tu ești actorul care interpretează personajul și e în acea scenă și. Până la urmă vorbim de vorba profului de la teatru magic cu dacă. Ce facem dacă suntem puși în situația respectivă? Cum o faci? Da. Păi ok, hai să încercăm, nu? Îți pui imaginația la lucru și dai drumul să... Dar tot timpul eul din tine rămâne de copaci, vede și știe exact ce controlează. Că altfel dacă doar te duci... Capăt, da. Păi, pot să zic și da. Eu ceva? Da. Deja prea serios. Așa de serios discutat. mai pune următoarea. Hai să vedem. Da. Wow, frate. Ia uite ce e aici. Wow. Așa, da. Corect. Mie mi-a plăcut acolo. Am ales pentru că da, ia. Mi-aduc aminte de la Behind că a fost o reacție foarte faină vis-a-vis de locații și a inspirat așa un vibe fain și vreau să-i văd cum o să-ți voi, ce vreau să-ți
microfon în locație, ceva șemineu și cu foc și cu alea a fost așa o chestie. Și eu. Sănătate! Să-ți fie de bine! Să-ți fie de bine! Deci noi ne-am simțit ca și tehnic, mai aloc, de afară și... A fost o locație foarte faină și... Na, și pentru noi care eram implicați în scenele respective era o chestie nouă și mișto să mergi într-o locație nouă cu tot felul de imagini, oameni, tot felul diferit, știi? Îți dă așa un feeling de ok, let's do it, știi? Da, vis-a-vis de locație foarte frumoasă și aici am avut cele mai fierbinți scene de sex. Cele mai coreografiate, da, scene de sex. Și vreau să vă zic că după o săptămână, două, trei, după ce am terminat filmările, am fost în aceeași locație, doar că am fost la o nuntă de baptiști. Și tu erai, da? Bă, băieți, hai să vă zic ce am fost la o nuntă de baptiști. Exact pe covorul ăla. Da, de baptiști, deci se cânta muzică pocăită și așa. Și eu îmi imaginam cum noi acolo în... Dacă ar fi știut ei ce s-ar fi... Păi și nu ce le-ai povestit la nimeni. A, nu, îți dai seama că... Era undercover. Da. N-a vrut să zică nimic. Se predica, mă, acolo, uite, se... La șemineul ăla, da, din spate. Bă, Neașule, vrei să-ți arăt cum, ce făceam eu pe aici în fața șemineului? Da. Așa, 10 secunde. Vă rog să vă arăt. Cine vrea să ia rolul? Eu mi-aduc aminte foarte, o chestie foarte funny, mai ales de tine, Ciocoi, la finalul scenelor de sex din această locație, cum te plimbai tu în tângălăi aceea. Da. Și cum mai ieșea câte ceva pe tine afară. Da, îți aduci aminte, Răzvan, că ți-ai luat invers? Păi da. Da. Cu partea subțire în față. Da, știu. Mă, întotdeauna l-am obsedat, am avut o obsesie în facultate să răspundă și mie profesorii mei de actorie la cum se fac scenele de sex tehnic și pauză. Așa că a trebuit să experimentăm și să învățăm singuri. Da. Ia zi, da, domnule, Similica, Mugurica, fără frică. Timi, tu cum faci? Ție ți-au zis? Cum ce? Faci scenele de sex. Pe tine te-au învățat cum se face? La facultate. Nu te-o lua profesorul să arate. La profesorul. Hai că rog în camera aici, se vrea să-ți arăt. Sau tu ai avut o profesoară? N-am învățat, din păcate nu. Băi, pe mine toți mă luau la mișto când îi întrebam. Hai, domn profesor, hai. Și colegii, și ce, lasă, că vezi tu când ajunge. Bă, frate, dar zi, frate, cum facem? Ce facem? Pauză. Nimic. Păi cred că până la urmă, cred că până la urmă aici ajungem din nou la discuția cât de mult te implici. Mental și emoțional. Eu cred că asta, eu cred că la bărbat e o chestie nu pe care legătura. Adică e o chestie care nu prea poți să o controlezi? Nu știu. De ce nu încercați? Nu cred. Păi, cea mai la voi, cea mai... Cum a fost Ciocoi? Ce-a fost? Ai avut erecție? Măi, eu cred că se poate controla, da. Adică... A, de ce ai controlat-o? Nu, dar... Nu știu, eu nu... N-aș, adică nu... Cum să zic? Sunt atâția oameni care se uită la tine, tu ai ceva de făcut acolo, tu te gândești la rolul tău, camioane, partenera camioane, se gândește la... Camioane. La rolul roșii, ei. Roșii. Cumva, na, vă întâlniți pe drum și cumva, nu știu... Nu te gândești, știi, cum să zic, la parteneră ca și cum... Da, aici ajungem exact la discuția. Da, e ceva, cum, nu știu cum să explic, e ceva tabu. Nu e niciun tabu, e foarte natural, cică, nu trebuie auzi, să fie iubita ta. Ne zice aici, Rafael, da. Se poate controla, nu camioane, ceva mai nasol. Da. Zine, te rog, ca să știm și noi. Adică, na, să știe ei, că eu n-am. Mă, ca actor, mai ales când experimentezi pentru prima dată chestia asta, îți pui problema. Iar gonna die! Zic, îți pui problema și, bă, oare cum o fi? Instinctul tău natural se trezește sau nu, știi? Da.
spui problema, da. Eu spui problema și merge acolo așa, na, hai să vedem ce se întâmplă. Deci vreți să-mi spuneți voi doi mie că voi n-ați avut erecție pe bune la filmare? Tu ai avut? Nu. Normal că am avut. Felicitări. Da, dar eu nu am jucat în film. Nu, am nu, jucat, asta, în tradiții jucat și da. Nu se controlez oricât am încercat și au fost... Da, te simți un pic incomod, dar e o chestie... Ce ți-ai pus o perinuță deasupra? Aveam perinuță? Perină mai mare. Dar mental... Gândește-te că ea era goală complet, deci ea avea... A, deci n-a avut chiloței. Ba, nu! Ce chiloței? A avut un scoci. Fucking scotch. Ca nu cumva din greșeală să-i scape înăuntru. Deci era, deci nu sigilată. Cred. Era sigilată. Și cine a sigilat-o? O tipă. O tipă care făcea machiaj. Ceea ce vreau să zic este că înainte de o chestie mentală, chestie biologică, nu prea poți să o controlezi. Da, dar o controlez mental. Ai, ai, ori ai un blocaj, ori încerc. Eu n-am reușit, dar dacă voi sunteți actori. Ba nu, cred. De asta zic, na. Mi se pare greu, adică dacă... Eu cred că depinde de la, de la actor la actor. De grea, cred că depinde de la actor la actor și la, de la persoană la persoană. Cred că e chestia asta cu... Că intri acolo, te gândești, bă, câți oameni și... Măi, tocmai eu asta sugerez, că nu e ok să gândești chestiile astea. Adică dacă ești actor și ești bun în ceea ce faci, n-ar trebui să ai nicio treabă cu chestia asta. Păi nu, nu ai... Băi, ok, păi o faci, așa, hai. Dar nu, în același timp, tu când trebuie să începi să pui mâna, să ai acțiuni, să tot pachetul, păi tu trebuie să fii acolo și chiar să pui mâna și să te implici în ceea ce faci. Adică și atunci tu transmiți... Mamă, ce nu știu ce sex și tu nici măcar nu ai sculat. Adică what the fuck, ce transmiți tu când iei? Ce? Dar tocmai că transmiți? Imiți, da, imiți, cum nu să zic. Da, nu știu. Păi minți, ce nu poți să minți? Da, adică... Dar femeile poate să mimeze orgasmul, bărbați. Exact, o erecție n-a omorât pe nimeni. Și dacă o ai, nu contează, tu oricum mergi mai departe. Nu trebuie să înțelegi ce zic. Da, da, da. E clar că la filmele artistice nu se întâmplă sex, deși am auzit tot în filmele mari au fost discuții astea, mai reportaje, mai nu știu așa, mai în care cică sunt, în care au făcut. Da, eu am și văzut. Ține, am și văzut câteva filme care erau reale, scenele. Da, și am da, văzut există. Și behind the scenes în care... Nu, mă, nu, nu. Nu, nu. Ei, da, fiecare la ce se gândește până la urmă, nu? Pornhub. Foarte reale. Da. Porn VR. Uite, porn mă, VR. Uite mă cine le știe. Da, merge. Salut, salut tuturor. Fetele aici toate te pupă, uite. Vă pup. Fetele te pupă. Bună, te pupă fetele. Cât suntem? Hai să mergem, live. Hai să mai vedem. Cât suntem pe live? O fost 20, acum iarăși 155. Uite, cât? 155. Bun, urmează scena. Exact ce vorbeam, pe spate. Eu cred că Luana i-a plăcut. A jucat foarte bine. Cine sunt? Nici nu mai contează. Contează. Vorbești în priviri și-mi place ce-mi spun. Privesc cum goală în fața mi te pun. Și acum să vedem. Bum! Parfum de iubire. Lasă-mă părul de jos. Cred că asta mă spune mai lungă, măi. Cred că am avut o erecție aseară. Uite, nu mă opresc, fii atent. Dânsu, vocea de pe... Așa. A, eu... Mă, tu vocea de pe frate mi-o cântă. Eu... Doamne, cât de frumos cânt, Simeon. Da, mulțumim pentru melodia foarte da, incitantă. Era... Cu versurile celei care cred filmează. Că ne-ar fi trezit interesul și i-a mai tare bă, dacă era și dacă pe plată de filmare. Pe, în timp ce... Da, bun asta. Dar nu exista pe vremea. Ați retras post-sincron. Da, corect. Da, că ți-o picat de cap ideea. Dacă nu l-a prin cap. Dacă ți-o venit în cap.
Mă, a fost o experiență foarte mișto să retragi exact aceste sunete de... Da. Cum ai tras scenele astea? Sunetele astea. Da, deci am retras tot sunetul în studio. Da, știm. Cum ai retras sunetul? Păi poate nu știu toți. Stai să zic. Poate nu știu toți. Exact ce trebuie. Ciocoi. Așa. Cum ai retras sunetele de sex? Actorie. Ce zic eu, ce zic eu, actorie. Da, păi ce ziceam? Adică în scenele de sex și de... Astăzi e o coreografie. E imiți. Și să înțeleg și... că ai închis ochii și te-ai gândit, acum am mâncat, acum am prins-o de păr, da, așa ai făcut. Ceva de genul, da. Bine, trebuie să înțeleagă că tot sunetul din film a fost retras, inclusiv lip-sync și toate onomatopeele astea au fost făcute pe mâini. Da. În studio. Explicați da. Cum a fost procesul, da. Că nu știu ce noi aveam ecranul în față, da, film, tot filmul în față și... toate replicile, absolut toate sunetele le-am retras în studio. Uitându-vă la noi. Da, uitându-ne la noi. Lipsic. Exact. Păi da, și când făceați scenele alea, sunetele de mână... Păi aia ziceam și eu. Pupați mâna din câte mi-aduc aminte. Ce pupați acolo? Moaște? Ce? Ce da, pupa, am pupat efectiv mâna. Da? Da. Ți-ai pupat mâna? Da. Măi, da. N-am pupat. Dar tu ce ai pupat? Deci, eu. Deci, da. Deci, oh. Iau mâna. Ce coi. Mai luam și da, ok. Se vede că domnul Ciocoi între timp s-a mai antrenat. Da. Cum a fost? Stăteau toți cu erecție și dacă ai după rușinați acum. Mă, băieți, da. Aveam și o scenă, nu știu dacă ați pus-o, în care eram pe o canapea, ne-am întors, ne-am dat pantalonii jos, alea. Aia n-aveam cum să o ratez. Acolo era și lacrima. Acolo n-aveam cum să o ratez. Știu că ne-am spart destul de mult pe atunci. Da, acolo mi se pare că e o scenă în care ți se văd bucile. Da. Dar un pic așa. Da. Acolo unde te-au tăiat cu sabia, nu? Da, mi-au cam tăiat-o. Da. Scena. Bun, hai să vedem ce am mai făcut aici. Prostioare, prostioare. Opa. Cum spuneam? Prostii. Hai să ne lăsăm jos să nu ne vadă. Cine vadă? Asta ne maniția. Gaburi. Poate ne-a văzut cineva și a chemat poliția. Bianca, stai calmă. Să auzi și o ambulanță. Cine știe ce s-o fi întâmplat? Nu știu, dar eu nu vreau să rămân aici. Sper să plece. Cam agitată de Bianca asta, ha? E ok. Aici am pus scena că voiam să discutăm un pic despre... și să râdem un pic despre Sini. Dacă vă aduceți aminte. Că de fapt Sini era poliția aici. Vă aduceți aminte? Măi! E ocupat! Filmăm! Ați plătit telepedula? Cred că mami a auzit cum Ciocoi a mâncat toate clătitele în film și ne-am adus încă... Mama lui Mario e cea mai tare. Bucătăreasă, de toate. Da, deci asta, la scena asta vreau să râd un pic de Simi. De Simi. Nu știu dacă vă mai aduc. Simi de tine. Simi avea în mâini două laise. Ah, da, și le flutura. Dar nu era problema, problema a fost alta. Eu cum era vară și eram fără tricou, m-au ciuruit țânțarii și eu făceam așa. El nu putea. Mai făceam așa, mai rugeam în țânțar. Mai semnalizai un pic. Cum am tras scena, m-au ciuruit. Făcea și din gură, Nino. Na. Uite ce mâncăm noi aici. Ciucoi, ce așteptai? Nu știam care dintre ei mă atingea. Pe unde atingea? Păi pe unde? Pe sub? Odată ce dai curs plăcerilor... Cu ce? Eram eu și să n-au găsit. La urmă, copilor tale instincte și numai ce să faci.
decât să te lași dus de val. Mă, da, te-ai cam lăsat dus de val acolo. M-am lăsat puțin, da, acolo. Nu, glumesc. Ți-a plăcut sau nu? Măi, nu pot să zic că nu. M-am cam alunecat acolo, am făcut așa un pic de dans din buric. Ați făcut un sandwich frumos, să fim serios. Ar fi culmea să nu recunoști că îți place ceea ce faci. Da. Îți place meseria asta. Punct! Ce să mai... O meserie vine cu bune și cu rele. Da. Unele sunt frumoase, altele nu. Te mai lipește de pereți, te mai... Misogin! Bă! La noi în film toate au fost frumoase. Nu mai, eu cred că și lui Simi ar fi plăcut să facă scena asta. Da, el e invidios, de fapt. Tot vorbește acolo de rușinică, de săpunul pe jos, de alea, alea. Cred că i-ar fi plăcut să fie făcut sandwich. Poate în partea a doua. Da? Partea a doua? Face doar cu băieți. Poate în sfârșit... De partener, poate în sfârșit... Punem în aplicare propunerea lui Iova, nu? Corect. Nu, Ciocoi? Corect. Mai știi propunerea lui Iova? Mai știi ce ți-am zis? În mijlocul acțiunii, când vorbeam de swing și de alea, am zis, hai să încercăm și noi un swing. Hai, te rog, dă-i. Dă-i play. Eu cred că ți-au trecut toate frigurile dintr-o dată. Da, nu, ok. Hai, haide să... Eu v-am nebună. Și acum ce? Acum ce? Te-ai îndrăgostit de Dragoș? Reacția naturală. Nu, nu m-am îndrăgostit de Dragoș. Vreau doar să mă regăsesc, să mă liniștesc. Bianca, ascultă, totul are rezolvare, ok? O să fie bine, crede-mă. Vreau să merg la mamă. Asta parcă e scena din Hamlet, du-te la mănăstire. Nu se spargă, nu se spargă. Acum e bună să-i dă un pun la tablou. Mă inspiră, dă tablou și te... Bă, ești prea cald, dă să-ți spargă fața. Nu puteai fără tablou ăla să joace. Mama lui de tablou. Era o chestie. Era Odi să-ți spargă, dar băcat tablouul ăsta că ți-l sparg acum. Da. A fost interesant. Bă, dar de ce voia să meargă la mama? Să mănânce niște clătite sau de ce? Avem clătitele aici pentru doar că terminăm. Neam, neam. Hai, dați mai repede. Hai, bun, bun. Let's go. Dragoș, încetează. Asta-i! Te-ai tu adesat, vezi, vezi. Deci în această scenă puteți să urmăriți cum... Pam, pam. Pam, pam. Se vede despicătura. Ia. Despicătura. Dar mai aproape să vedeți funcțiunea de Iova. Despicătura la Patricia. Hova. Era tare să fie avut boxerul ăia cu ho ho ho. Aici la oameni, de fapt, Patricia avea două perechi. Mai știi? Da. Se dădeau alaimi de greu chiloția jos și tot timpul când băgam mâna sub fustiță încercam să prind doar prima pereche. Că avea tendința să-i prind și pe aia două. Adică băgeam două tăieturi. Păi na. Nu, dar de aia zic, apropo de trucaje și de... Totul a fost trucat, da. Da. Da, toată lumea, da, da, da. Da. Din păcate. Din păcate, da. Eu am făcut chestii serioase, da? Da. Da, ăștia tot au vrut să trucheze. Da, la fine. Ia zi, Similică, cum a fost cu lacrima de la final? De la prea multe până peste ochi sau cu ceapă sau cu lacrima turnată în ochi și cu din alea? Da, și nu a ieșit. Și nici nu am mai folosit-o. Nu a ieșit. Dar
ea trebuia să plângă. Păi cum era luată pus acolo, bam, bam. Trebuia să-l vezi pe Ionuț pe fundal cum e în plin acțiune și lacrima cum îi curge, știi? Doar că și pauză. S-a întâmplat un blocaj cum se întâmplă de obicei. Ca și backup, o ceapă, o picătură și... Dar nu cred că e în baie, am pus picătură. Mă, ca și concluzie a fost o experiență foarte mișto. E genul de film pe care l-aș reproduce din nou. Mi-ar place să urmeze și o parte a doua. Ați uitat la podcastul trecut, Alisa, așa au zis. Da. Zis? Chiar aș vrea să experimentăm, Alisa, uite, o spunem acum în direct. Scena a doua. În 7-2. Cu noile tale idei, după ce ai avut experiențele alea minunate, în care să vedem și alt gen de acțiune. Da. Deci provocarea am lansat-o, nu? Hai să vedem. Dacă are succes, dacă are succes, prima parte, nu? Da. Dacă are succes și e cerere. Bun, deci, dragilor, cei care vreți să vedeți filmul, există 5 coduri promo, free și 10 coduri promo cu 50% reducere. Cei care vreți să vedeți filmul, o să aveți linkul în descriere. O să mai posteze și eu, va și eu și Timișoara Film Society pe Instagram. Distribuim pe peste tot. O să vedeți și la mine pe pagina de Instagram, Soi Răzvan, S-O-Y Răzvan. O să mai postez și acolo. E, ne pare bine. Și vă recomand. Ce a zis Roxana? Cum a spui? După ce probabil o cumpăra filmul. Vă recomand să vă uitați la film. E un subiect interesant. Un subiect care tabu, da? Măi, genul de film românesc mai altfel, care trebuie să mai vedeți și altceva, nu tot clasicele, comunisme și comunist și nu știu ce. Da. Mai hai să vedem și o chestie locală, o chestie creată din, da, o chestie creată cu multă pasiune, cu energie, cu dorință de a face ceva profi și hai să vedem. Facem reclamă la Malezi. Și haideți să haideți să susținem, da, și filmul românesc mai mult. Să susținem filmul românesc, că avem actori filmul talentați, românesc, producători talentați. Cu artiști independenți de specificat chestia asta, pentru că totul din acest film a fost independent. Tot proiectul. Da. Sine, tot proiectul. Da. Deci oameni locali. Da. Și... A, plus că avem câteva premii câștigate. Da. Da. Festival din Japonia, care în Japonia am primit, probabil, am întrebat la un moment dat pe Facebook, ce le-a plăcut oare japonezii? Limba sau subiect? Limba. Mă, da, românilor le-a plăcut ceva la filmul nostru? Dar n-am primit feedback. Păi ai fraților, bine că japonezii și tailandezii și restul ne premiază și ai noștri pauză. Da. Așa că vă vizionați filmul. Mâncăm plătită. Vă așteptăm pe toții să dați un distribuie, după aceea să ne lăsați un coment și subscribe. Vă pup. Un subscribe pe pagina de YouTube Timișoara Film Society, pagina de Instagram Timișoara Film Society, pentru că urmează proiecte faine, e o echipă care merită susținută și promovată și o să vedem multe proiecte faine de la ei. Și Doamne ajută să ne revedem și cu altă ocazie la cât mai multe filme, nu? Da. Yay! Să vă aducem plătite. Timișoara Film Society Podcast.